premiu de la Parcricul Roșii Lumea Său pe BG. Acesta este răspunsul lui Cristian Cadelcu. Este un răspuns care, pe care eu vă spun că o să mă ajute foarte tare să îmbunătățesc calitatea site-ului și serviciile pe care le ofer. Răspunsul e prea lung ca să-l poți reproduce sau ceva, dar îl puteți vedea foarte ușor în comunitatea, la comunitate.gabi.ro, la secțiunea întrebări și răspunsuri. Bun. Și cartea va merge către el. Într-o altă ordine de idei, puteți acum, sau pe care o să treacă pe aici, să sugerați site-urile voastre, urmând ca Traficul.ro și Lumea Său pe BC să aleagă unul din aceste site-uri, funcție și de complexitate și de, mă rog, pentru a fi analizat de membrii acestei comunități, timp de o săptămână. Vă mulțumesc și vă invit să vizitați comunitatea Traficul.ro, pentru că acolo sunt chiar lucruri de la care, din care puteți învăța multe. Deci ce vă rugăm, dintre cei de aici care doresc să se înscrie la pe site-ul Lumea Său pe PC, invităm să se înscrie pe site, puteți să trimiteți mie un e-mail la vino al Lumea Său pe PC sau să mă înscrie pe site și să spuneți. Vreau să mă înscriu cu site-ul X, noi să rugăm să analizăm puțin site-ul și să alegem dintre site-ul respectiv un site pentru care va fi analizat pe comunitatea Traficul.ro. Va fi și un premiu centru cu comentator. Scuze, n-am fost atent. Ce mai bun răspund, acum e o carte de SEO. Dar pe care ai spus. Până acum, fără cum e de o să întâlnăm la pe lista să circle pe aici, ca să se scrie și care nu mai zic. Salut! Numele meu e Mihai. La Web Digital. Ne ocupăm strict de partea de Google AdWords, da. Campanii Facebook, Neogen, Target. Am făcut prezentarea asta despre greșeli în gestionarea campaniilor AdWords. Mai netehnic așa, de fapt, mai puțin tehnic. Și aici vă voi prezenta, pe lângă greșeli cunoscute pe care le întâlnim în campaniile AdWords și greșeli pe care le-am întâlnit eu de-a lungul timpului cu clienții pe care i-am avut. AdWords. Despre ce vorbim când spunem AdWords? Am auzit și am văzut multe prezentări aici despre AdWords, însă prea puține au explicat exact ceea ce vizual, ceea ce înseamnă AdWords. Avem trei canale, rețeaua de căutare, avem rezultatele plătite, cele de sus care au rată de click mai mare de 10%, iar în dreapta avem cele care au o dată de click mai mică de 10%. Toți știm că poate mai bine de 90% dintre români folosesc pentru a găsi informații, folosesc Google și în jur de 30% găsesc informațiile pe care le caută în rezultatele plătite. Mare de 10% este în zona galbenă, mai mic de 10% este în zona din dreapta. Ba da, e adevărat, dar hai să lăsăm la răspunsuri și întrebări. E foarte adevărat. Hai să poți arunca pe fond. Există și situații în care nu e așa, dar în principiu motiv pentru care se afișează în zona galbenă. Între acelea e vorba de quality score. Acolo sus e quality score mai mare de 7, deci 8-9-10. Ok, nu e adevărat așa, dar discutăm despre asta. Nu e adevărat, dar discutăm despre asta în particular. Pentru că sunt niște în care nu se ajunge la un pic. În cazul în care nu se ajunge, da, e adevărat ce spui. E vorba de quality score, îți spun sigur, 100% din. În Google scrie chestia asta. Că apar în ăstea pe galben, cele care au quality score mai mare de 7, adică 8, 9, 10. Și ce quality score au alea care au peste 10%?
au 10, dar nu am asta, înțeles. Asta ok, mersi mult. Gata, hai las că discutăm la questions and answers. Ok. Am vorbit despre rețeaua de căutare. Avem, mai avem rețeaua contextuală, unde la fel avem anunțuri plătite în funcție de contextul paginii. De exemplu, dacă avem un articol care, în care se vorbește despre telefoane mobile, despre producători de telefoane mobile, iar site-ul are o secțiune dedicată pentru plasarea de anunțuri text, în funcție de context va apărea și, și anunțul nostru. Reclama este de asemenea plata pe click. Mai avem și rețeaua de plasare a bannerelor. De asta s-a vorbit mai puțin aici la dumneavoastră OTPC. La fel, putem plasa bannere în site-urile partenere Google, în secțiunile dedicate ale site-urilor pentru plasarea de bannere. La fel, aici plata este tot pe click. Cum facem asta? Eu nu am încercat ediția trecută să ne arate cum să facem o campanie captoată. O să trec acum prin câțiva pași. Am eliminat anumite elemente, gen cum facem contul de Gmail. AdWords.google.com, ne creăm contul, setăm limba, țara, setăm locația, alegem lista de cuvinte cheie, aici avem keyword pool-ul care ne ajută să alegem cuvintele cheie. Putem de asemenea să introducem și noi cuvintele cheie care ne interesează și care considerăm că sunt relevante pentru, pentru business-ul nostru. Scriem anunțul, avem 4 linii prin care putem transmite mesajul, titlul anunțului, textul descriptiv, 2 linii de text descriptiv și un URL care se afișează. Pe lângă asta mai avem și URL-ul real, unde, pagina unde ducem utilizator. Setăm prețul pe care vrem să-l plătim. Putem să setăm atât automat cât și manual pentru fiecare cuvânt cheie și dăm drumul la campanie. Oarecum e simplu. Dar ce se întâmplă? Cum a zis și asta cu degeaba, am preluat-o de la Tudor din ediția trecută. Investim un buget, luăm 1000 de click-uri și vedem că sunt degeaba. Nu se întâmplă nimic. De ce pierdem bani? Ce am văzut în pașii pe care i-am urmărit mai devreme, avem o listă mare de cuvinte cheie. Multe cuvinte sunt amestecate. În microfon. Avem un singur anunț care este pus pe acel grup și ducem vizitatorii, utilizatorii pe homepage-ul site-ului. Cam asta se întâmplă, vă spun, din experiența pe care am avut-o până acum, cu clienții care au decis să-și facă campaniile in-house. Au decis să-și le facă singur. Ce se întâmplă aici? Investim un buget pe o perioadă de o lună, vedem ce rezultate avem și la sfârșit punem nu se pretează AdWords pentru mine, am încercat, nu am mers, nu voi mai face niciodată. Asta e ușor greșit. De ce? Prima greșeală pe care o facem. Prea multe cuvinte, prea multe tipuri de cuvinte, toate puse în același grup. Cum ar trebui să facem? Bine, aici am surprins eu un screen chiar aseară. Este posibil ca anunțul nostru să apară pe anumite căutări care nu ne interesează. De ce ar trebui să grupăm cuvintele cheie? Pentru că putem să targetăm diferit. Putem stabili un grup general sau cum am numit eu, netargetat, în care să avem cuvintele cheie relevante,
pentru business-ul nostru, să avem un anunț oarecum general care să ducă pe o pagină care ne interesează. Alt grup, un pic mai targetat, care să aducă vizitatori dintr-o anumită, care caută specific anumite cuvinte și la fel să, aici am surprins eu, putem folosi anunțul cu conținut dinamic care să ne ajute să îi dăm utilizatorului exact ceea ce caută. Și putem stabili grupuri sau un grup foarte specific în care să targetăm exact o nișă strictă. Am zis eu aici, utilizatori care caută telefonul cu Nokia E72, să-i oferim un anunț relevant pentru el, adică cel care caută Nokia E72 cu siguranță vrea să afle informații despre acest tip de telefon, iar anunțul este recomandat să îl construim foarte specific pentru acest tip de utilizator. A doua greșeală pe care o surprindem, avem un anunț. Totuși, vorbim despre reclamă, nu vorbim despre un anunț în ziar sau un anunț în revistă sau un anunț pe un site de anunțuri. Atâta timp cât tratăm anunțurile ca pe niște, tratăm reclama aceasta ca pe un anunț în ziar, eu zic că ar trebui să ne așteptăm la rezultatele pe care le are un anunț în ziar, adică să nu ne așteptăm să fie wow. Cam cum ar trebui să arată un anunț? Avem, la fel cum am spus mai devreme, avem 4 linii de text cu care putem să jonglăm. Trebuie să folosim maximum din ele, să transmitem scurt, concis, exact ceea ce vrem, în așa fel încât să fie relevant pentru căutarea utilizatorului. A treia greșeală, aducem vizitatorul pe homepage. De ce? Majoritatea utilizatorilor de internet sunt grăbiți. Noi avem decât 5-10 secunde să îi atragem atenția. Trebuie să profităm de lucrul ăsta, trebuie să profităm că a ajuns pe site-ul nostru și să-i dăm exact ceea ce caută. În momentul în care îl aducem pe homepage, de exemplu el caută telefonul Nokia E72, ajunge pe majoritatea magazinelor online din România, da, nu au filtrele foarte bine stabilite și este posibil ca vizitatorul să nu se descurce să ajungă pe pagina care îl interesează și va ieși din site. În momentul ăla la fel. În momentul în care, să zicem, caută telefoane mobile Nokia, o căutare oarecum targetată, ar trebui să-l ducem, să-i oferim un anunț care să îi dea informații despre ce a căutat și să îl ducem strict pe pagina cu telefoane mobile Nokia. A patra greșeală pe care o surprindem cel mai des, foarte des, cel mai des, uităm să introducem cuvintele negative. În momentul în care un utilizator, să zicem, caută definiție, studiu de caz, am spus aici multe cuvinte, loc de muncă și așa mai departe, iar scopul campaniei noastre este una care să genereze vânzări, am pierdut banii pe care am investit. Ce s-ar adică? Cuvintele negative sunt niște cuvinte pe care le introducem în campanie și anunțurile nu se afișează când se caută acele cuvinte.
De exemplu, avem definiție telefon mobil, anunțul nu se va afișa pe căutarea aceasta. A cincea greșeală, folosim rețeaua de căutare, folosim rețeaua contextuală, dar nu folosim rețeaua de plasare a bannerilor în site-urile partenere Google. De ce? Până acum n-am avut niciun feedback de la un client care a decis să facă campania in-house. Chiar acum două săptămâni eram în problemă pentru că aveam o campanie pentru un magazin online, iar rețeaua de vânzare convertea de aproximativ 2,5 ori mai bine decât search. Și întrebarea era dacă cum să dispersăm bugetul în așa fel încât să nu pierdem conversiile de pe rețeaua de căutare și să mărim conversiile de pe rețeaua mea. Pe lângă asta, trebuie să fim tot timpul să avem tot timpul în minte că și bannerele au plătit tot pe click pentru ele. Iar pentru un banner putem transmite și vizual, putem pune toate informațiile pe care vrem să le transmitem acolo. Cam atât despre bannere. A șasea greșeală și am pus-o ultima, dar de fapt cred că ar trebui să fie prima. Campania convertește vizitatorii în clienți. Majoritatea clienților care am vorbit aveau lucrul ăsta în minte. Dacă fac campania asta, sigur îmi va genera vânzări, îmi va genera profit, îmi va genera clienți noi. Ei bine, nu stă chiar așa. Campania nu convertește singură vizitatorii în clienți. În principiu, site-ul, dar cum a spus și citeam mai devreme, politica de produs, politica de distribuție, politica de preț, este un ansamblu de factori care ajută la convertirea vizitatorilor în clienți. Campania se focusează doar pe aducerea în public care este cât mai înțintă pentru business-ul nostru. Campania încearcă să aducă vizitatori cât mai calitativ, iar în momentul în care aceștia ajung pe site, văd și văd niște prețuri bune, văd niște promoții diferite față de ce are concurența. Site-ul este foarte plăcut oricului, este ușor de navigat, poate să facă comanda foarte ușor, poate să sune foarte ușor pe numărul de telefon. În momentul acela putem vorbi despre creșterea conversiilor. Cam atât am... Bine, sunt mai multe greșeli pe care le-am întâlnit. N-am reușit să le pun pe toate în prezentare, însă acestea, din punctul meu de vedere, sunt cele mai întâlnite. Ne confruntăm cu ele foarte des și dacă respectăm și nu, dacă respectăm regulile și nu facem aceste greșeli, avem cele mai mari șanse ca